Eliminarea mai multor taxe și creșterea veniturilor cetățenilor este pe cale să pericliteze bugetul pe anul acesta propus de către PSD și ALDE, în opinia viceprimarului liberal Daniel Cârjan. Astfel, cu toate că bugetul a trecut de Klaus Iohannis, a trecut și de CSAT, a trecut și de guvern, dar și de comisiile Parlamentului de specialitate, fiind de acum în plenul Parlamentului, respingerea amendamentelor PNL îi fac pe liberali să fie sceptici cu privire la soarta bugetului. Ați văzut și dumneavoastră că bugetul de stat este nerealist și spun nerealist pentru că se bazează pe o estimare hazardată a creșterii veniturilor în anul 2017. Guvernul actual a estimat o creștere de aproximativ 15% a veniturilor în 2017 în comparație cu 2016, în condițiile în care au crescut cheltuielile foarte mult și vor scădea foarte mult veniturile, în special din cauza eliminării unor taxe. Liberalii se bazează pe estimările Troicii, cunoscute ca fiind Fondul Monetar Internațional și al Băncii Mondiale. Problema este depășirea deficitului impus de Uniunea Europeană, deficit agreat și însușit prin semnarea sa de către Traian Băsescu, celebrul 3%. De aceea, toate cifrele estimate de către guvernați contrazic proiecțiile instituțiilor de profil care sunt specializate în a face astfel de estimări. FMI, Banca Mondială, Banca Națională și Consiliul Fiscal. Cu siguranță, deficitul va fi depășit, deficitul de 3% impus de către Uniunea Europeană. Și în această situație veți vedea că, la jumătatea anului, acest guvern va fi nevoit să facă rectificări negative, evident cu impact devastator asupra economiei României. Partidul Național Liberal a inițiat o serie de amendamente în acest sens la bugetul local pentru a încerca să corecteze aceste eventuale deficiențe. Liberalii atacă parlamentarii de Mehedinți din Comisia de Industrie și Comerț pe motiv că nu au susținut un amendament al deputatului de Mehedinți, Virgil Popescu. Liberalii fac apel la unitate în rândul aleșilor din Mehedinți trimiși în Casa Poporului. Precum știți, deputatul de Mehedinți, Virgil Popescu, a făcut un amendament la legea bugetului în sensul de a se construi acea unitate de management a apei grele, iar amendamentul care a fost dezbătut în comisiile de specialitate, în comisiile de industrie și comerț, unde Virgil Popescu este vicepreședinte, la acel moment nu a fost acest amendament susținut de către parlamentarii de Mehedinți și parlamentarii puterii. De aceea, eu cred că acest lucru este un semnal de alarmă, pentru că, indiferent de culoarea politică, sunt anumite proiecte de interes local pe care toți parlamentarii locali ar trebui să le susțină. Pentru că, dincolo de politică, la nivel local, contează interesele cetățenilor. Iar, din păcate, în proiectul acesta concret despre care vorbim, acest demers de construirea unității de management a apei grele nu a fost susținut, din păcate, de niciun parlamentar de Mehedinți. Contactat telefonic singurul deputat de Mehedinți PSD din această comisie invocată de liberali, Vlad Bontea, se arată surprins de declarațiile liberalilor din Mehedinți. Acesta explică că amendamentul lui Virgil Popescu conținea finanțarea entității economice care trebuia să se ocupe de apa grea din rezerva Romac-Prod, entitate ce încă nu există și prin urmare nu are cum să fie finanțată. Vlad Bontea, deputat PSD de Mehedinți, anunță că este doar o chestiune de săptămâni până când unitatea aceasta va fi înființată, fiind în prioritatea guvernului, iar fondurile sunt deja în discuție, aflându-se în vederea alocărilor către Ministerul de Resort, care apoi va face tranzacțiile necesare către entitatea nou creată privind managementul apei grele. Această autoritate se va înființa în Ministerul Energiei. Acel amendament nu a fost trecut și poate de aia se crede lucrul ăsta, pentru că în momentul de față nu aveam cui să dăm niciodată. Autoritatea nu este înființată, nu aveam cum să dăm niște bani către cineva care nu există. În momentul când autoritatea se va înființa și se va înființa destul de repede, de multe săptămâni, vorbim de zile, maxim săptămâni, până când se va înființa această autoritate, banii sunt prevăzuți deja în buget. În bugetul Ministerului Energiei. Și atunci, din acest ban, se vor transfera către această autoritate. Deci, respect faptul că nu se dorește acest lucru.